Bună seara, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Suntem într-o seară de marți și trebuie să vedem cum decurg proiectele, investițiile, care este starea generală a lucrurilor în OAT-urile Gorjului. În această seară am deosebită plăcere de a vedea și în egală măsură și dumneavoastră de a asculta care este stadiul investițiilor și al proiectelor la nivelul Comunei Drăguțești, alături de primarul Comunei Drăguțești, domnul Dumitru Ion Popescu. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, mulțumesc postului dumneavoastră de televiziune. Să știți că sunteți foarte urmăriți în Gorj și am înțeles în județ și în afara județului. Este un lucru foarte important ca noi să comunicăm cu cetățenii și de fapt, să se vadă ce se întâmplă în comunele noastre. Ce se întâmplă, vorbim despre lucrurile frumoase. Că mai sunt și lucruri neplăcute, unde unii încearcă să întoarcă oamenii înapoi în timp. Și să răstălmăcească. Și dacă acum câțiva ani de zile, domnul Ionuț, unul care era primar, ținea comuna într-o ceartă și într-o ură, ajunsese oamenii de nu se mai suportau între ei, a ajuns din nou consilier și încearcă, doar încearcă, să facă pe oameni să devină dușmani între ei. De fapt, Comuna Drăguțești este pe un trend foarte bun, ne dezvoltăm, avem proiecte foarte multe și cred că avem cele mai multe proiecte din tot județul. Nu-mi este rușine și nu o să mă opresc niciodată, chiar dacă îi deranjez pe unii, aviz celor care candidați acum la deputați și senatori. Nu trebuie să le fie frică de domnul președinte Weber. Este un om. Și este un om cu o bunătate desăvârșită. Un om cu o bunătate foarte mare. În comparație cu alții care sunt escroci și mincinoși. Au mințit primari. I-au făcut să meargă la ei 4 ani de zile și am găsit primari supărați că au fost mințiți. Au fost primari care au trecut la un partid, nu dau nume partidului respectiv, unde li s-au promis veri și uscate că dacă se mută la partidul respectiv vor avea proiecte. De fapt s-au întors înapoi la PSD, dar tare dezamăgiți și spuneau am fost păcăliți cu proiecte, că ni se aprobă proiectele și de fapt ne-au mințit 4 ani de zile. Tot urmăresc, domnul Ionuș, și mă uit, au apărut diversi care construiesc apartamente și la țară. Îi cheamă pe oameni să facă cereri pentru acele apartamente 35.000 de euro sau nu știu cât Dumnezeu mai spun. Îi pun pe oameni să facă cererile, să-și dea semnăturile, CNP-urile. Au ajuns și în Drăguțești cu molima aceasta. Cine naiba mai este naiv în 2024 să creadă că s-ar putea construi la Drăguțești nu știu ce cartiere de blocuri? Este o minciună și încearcă să-i manipuleze pe oameni. Acești oameni ar trebui puțin luați la întrebări. Acești oameni ar trebui luați la întrebări de organele abilitate. Pe ce vă bazați când spuneți că o să construiți și o să faceți? Nu cumva încercați să-i manipulați pe oameni, să-i mințiți? Nu este normal ca în 2024 să vii cu mârșevii de genul ăsta. Eu credeam și cred în continuare că au apărut oameni tineri, au apărut oameni care, nu spun că așa este în politică, trebuie să mințim. Au apărut oameni care sunt oameni corecți și oameni drepți. Nu mai merge și nu mai sunt acele vremuri când te duceai și prosteai pe oameni pe la porți, cu diverse. Chiar mi s-a întâmplat în satul Cârbesc să meargă unul care se crede consilier, încă nu și-a depus jurământul, și de-abia l-aștept la școala de consilieri. Să știți că la Drăguțești este școala de consilieri. Începem cu abecedarul și dacă spuneam acum 4 ani de zile că o să pun tabla mulțirii pe perete, anul acesta vă invit și o să vedeți tabla mulțirii și o să-i învăț puțin cu radicalul, cu teoreme. Începem puțin o școală pentru acei consilieri care cred că merg la primărie și doar fac scandal și se scutură cum mai știu ei pe scaune. Să nu vă spun că chiar am avut o vizită a unui domn care se crede mare ziarist, mare deontolog. Nu o să-i dau numele că nu vreau. Dar am mai văzut un filmuleț mic unde în spate la un peco negocia cu un domn și a făcut și un schimb de hârtii. El dă un sul de hârtie, domnul respectiv îi dă un pachetel. Am văzut filmulețul respectiv și când spun că am văzut filmulețul ăsta, filmulețul există. Să-l văd eu pe domnul respectiv care se crede mare ziarist, ce o să spun acum?
O să spună că am venit la domnul Ionuț Catina în emisiune și o să spun verși uscat. Eu o să spun în felul următor. Să ne spună el ce a discutat prin spate pe la PECO cu domnul respectiv. Domnule, nu mai merge treaba. Te urci în bărci ale partidelor și te prefaci că ești mare deontolog. Ai făcut o greșeală. Și atenție că abia începe campania. Sau în fine, nu este vorba, domnule Ionuț, de campanie. Este vorba de mizerile care le creează anumiți oameni pe la spate, mizerile care le fac, își fac fel și fel de Facebook-uri false, că dacă ar fi Facebook-uri normale, scrie-mă ce ai deschis acolo. Foarte până puține, până foarte când puține ajunge o poză, estimate, domnul, și asumă identitatea. Ajunge o poză pe internet scris Ion nu știu care, uitați primarul și-a luat mașina. Eu aș întreba, ca să pot să-mi cumpăr o mașină sau pot să cumpăr o găină sau un cocoș, trebuie să cer voie lui domnul ăla care scria pe Facebook. Familia mea are voie să mănânce, să bea apă, să îmbrace. Întreb acest lucru. Pentru cultura lor generală, să ducă puțin pe la o bancă să vadă că mi-am făcut credit ca să pot să-mi iau o mașină. N-am făcut altceva. Nu ce spune și ce debitează. Mă consider un om corect. Din punctul ăsta de vedere. Îi rog să-mi facă sesizări să vadă cam unde sunt prostiile făcute de mine. Nu este normal, domnul Ionuț, ca o comună să ajungă atât de sus. Și mă bucur și le mulțumesc cetățenilor din comuna Drăguțești că au încredere în mine. Mă bucur din suflet. Le sunt loial. De dimineața și până seara stau în picioare pentru oamenii din comuna noastră. Pentru toți. Și pentru acei frustrați care au pierdut alegerile. Ce să le fac, domnul Ionuț? Nu, eu am un singur vot. Oamenii din comună au votat. Oamenii din comună și-au dorit ceva și o să aibă. Vorbeam de satul Cârbești, spuneau, nu o să fie niciodată canalizare în satul Cârbești. Vreau să spun că avem o problemă mare acolo. Când s-a introdus conducta de apă, acea firmă care a lucrat pe vremea acestui domn care vorbește numai de furtișaguri și el a fost condamnat săracul penal, nici măcar n-a pus nisipul acela peste conductă cu o bandă. Banda aceea, avertizoare, unde ți arată cât ne apropiem de o conductă. N-au pus-o. Sapă bieții oamenii noștri acum la canalizare și din când în când mai ating țeava respectivă. Și se mai găsește câte unul care zice, domnule, dar aia nu se uită pe unde sapă. Domnule, dar aș întreba în felul următor. Există vreun om care vede prin pământ? Orice lucrare care se face, se face cu o bandă. Bandă pentru gaze, pentru apă, pentru curent. Sunt acele benzi avertizoare care se pun obligatoriu. Erau și în anii aia când s-a introdus conducta de apă. Dar ieșeau că costau bani. Și a zis, nu le mai băgați că și așa, pe aici nu mai trece nimic. Băgați conducta că merge. Merge și, merge. Merge și așa ca la românii. Vom avea gaze în toată comuna. Mai sunt câteva zile și aflăm firma care a câștigat licitația. Să nu mai spună că nu vom băga gazele, să nu mai spună că nu vom avea canalizare. Se lucrează, s-a licitat, să termine cu prostiile. Mai aveam acea problemă unde spuneau, domne, o să dea apa la Apa Regio, la serviciu de apă. Păi le spun cetățenilor că în momentul de față cineva urmărește ca să nu mai putem să mai plătim curentul, să rămânem toți fără apă. Suntem aproape în prăpastie. Sunt cetățeni care consumă apă și nici măcar nu mai plătesc, e metru cub 3 lei. Din cauza lor vom avea de suferit toți. Nu mai există nicio măsură. Să nu mai aud că ajunge metru cub de apă 12 lei, 15 lei. Metru cub de apă va fi 6 lei, nu mai mult. Nu va fi mai mult. Dar haide să fim și serioși. Să ne uităm cât este prețul la energie electrică, să ne uităm în primul rând cât este un bidon de apă. Apa aceea care o cumpărăm de pe la magazine. În butelia. Este 7 lei, 6 lei. 5 litri de apă. 6 lei, 50 nu mai găsim. Iar noi ne plângem că va fi apa 6 lei. Ne vede Dumnezeu. Ne vede Dumnezeu când spunem lucrul ăsta. Trebuie să facem în așa fel încât comuna noastră să aibă apă, să beneficiem de apa respectivă. Nu au mers gurile căscate și le spun oamenilor fel și fel de veri și uscate. Domnul Ionuț, m-aș bucura ca în Consiliul Local să am numai consilieri deștepți. M-aș bucura. Dar gândiți-vă, cel mai mare avantaj pentru un primar e când ăla nu știe nici ce înseamnă metru pătrat, nu știe nici ce înseamnă un ar sau un pogon. O să facem coala acolo. Chiar vă spun la modul cel mai serios, dar am prins pe unul care e vai de mama lui și chiar m-a întrebat dacă știam lucrurile acestea înainte. Păi am fost la școală. Nu i-a spus că le-ați învățat la lucrurile Am fost la școală. Ca o glumă i-am spus că am luat pe cineva să mă pregătească în birou, că nu le știam nici eu. Mai e unul care mi-a spus, știu că am văzut că tu știi istorie și română. Nu, am citit puțin, nu foarte mult în comparație cu oameni care sunt lângă mine și sunt foarte deștepți.
Sunt peste mine oameni foarte deștepți. Dar peste acei oameni care au candidat, au alergat, eu nu știu ce au făcut, sunt peste ei puțin. Sunt lipsiți de modestie. Dar știu cum au terminat și la ce liceu au fost. Știu ce au pățit săraci. Că se duceau la școală de parcă îi duceau la pușcărie. Se duceau la școală forțați. Au fost supărați pe profesori. De asta ei ne-au investit ani de zile în școli. Supărați pe profesori. Ei au crezut că merge gluma aceea cu untura pe colțul școlii. Dați cu untură că o mănâncă câinii. Normal că nu suporți școala. Normal că nu ai cum să vii la școala Drăguțești, care este una dintre cele mai bune școli din județul Gorj. Acolo îți vede profesorul aptitudinile. Normal că fugi la o altă școală unde nu te știe nimeni. Domnule Ionuț, trăim într-o comunitate atât de frumoasă și de bună, încât nu vă pot spune. Am atâta bucurie și mă încarcă cetățenii din comună cu energie, sunt un om fericit. Deci fericirea aceea pleacă de la oameni. Chiar acum am fost la un prieten la nuntă și m-am întâlnit cu tinerii din comună. Unii au votat cu Popescu, unii nu au votat cu Popescu. Dar îmi sunt dragi și iubesc. Le-am spus, v-ați distrat, ați mâncat, ați băut, v-ați plimbat. Sunt primarul vostru, stați liniștiți. Nu port pică nimănui. Un dobitoc ar fi primarul când s-ar răzbuna pe oameni. Din contră, acei oameni l-au mobilizat mai bine. Eu le spun tuturor, rămân același om. Nu vreau să mă schimb și niciodată nu o să mă schimb. Cui nu-i convine să fie primar, să plece acasă. Cui nu-i convine să mai stea cu cetățeanul de vorbă, să plece acasă. Chiar le spuneam înainte de campanie cetățenilor și oamenilor din județul Gorj, unde vedeți că primarii nu au făcut treabă, schimbați-i, dragilor. Și au fost câteva schimbări. Da, au fost. Și bine că i-au schimbat. Au fost câteva schimbări. Bine că i-au schimbat. Nu mai contează la ce partid au fost. Nu au făcut treabă să plece acasă. Nu au făcut treabă să plece acasă. Au fost proiecte europene. Numai cine a dormit nu a atras acele fonduri europene. Numai cine a dormit. Cum să stai să nu faci nimic, să te duci doar să iei banii de la primărie? Bani de sus. Nu este normal. De unde aștepți banii? Ce tot dăm vina? Că e Cosmin Popescu, că e Weber, că nu știu. Dom'le, faceți proiecte, cadastrați-vă terenurile. Atrageți fonduri. Sunt atâtea firme care te pot ajuta să atragi fonduri europene. Este o glumă să spui pe mine nu m-a ajutat. Cine să te ajute, domnule? Cine să te ajute? Și domnule Ionuț, repet, pentru a mia oară, primarii nu sunt pregătiți, oamenii care candidează și ies primari, nu sunt pregătiți pentru administrații. Nu este nimic asemănător cu administrația din primărie. Deci degeaba spui că ai avut o firmă, că ai avut angajați, că ai lucrat la nu știu ce fabrică, că ai fost un bun administrator. Nu are nicio legătură administrația dintr-o primărie cu ce ai făcut pe la o firmă sau pe la nu știu ce fabrică. Nu are nicio legătură. De asta spun întotdeauna, ar trebui să fim chemați toți la instruire. Trebuie să faceți asta, trebuie să respectați legea, ar trebui pe diferite ramuri să ne cheme. Și chiar o să vorbesc cu domnul președinte Cosmin Popescu să facem întâlniri de genul ăsta. Este bine pentru toată lumea. Atunci nu mai poți greși. Noi nu mai putem greși că avem foarte mulți angajați care sunt vechi, cu ștate vechi. Corect. Și oameni deștepți și nu te lasă să greșești. Dar este bine întotdeauna să cunoști și legea. Nu spune nimeni că dacă n-ai cunoscut legea, aveai voie să greșești. Nu spune nimeni acest lucru. Trebuie să fim bine puși la punct. Trebuie să citim zilnic. Trebuie să fim foarte bine puși la punct, că dacă nu o pățim. Dar, în momentul de față, eu zic că sunt oamenii potriviți în comunele potrivite și în orașele potrivite. Se lucrează peste tot. Să se termină o dată cu glumele acelea. Votați-ne pe noi că vă facem apartamente. Dar de ce nu le-ați făcut până acum? De ce nu ați făcut apartamentele dinainte? Construcția unor ipotetice apartamente la Drăguțești nu v-ar transforma într-un oraș? Sau v-ar da așa eu nu ar trebui să mai zic comuna Drăguțești, ar trebui să zic orașul Drăguțești. Fac o glumă. Ar trebui să le spună oamenilor că nu ne permite legea să avem mai mult de 2 etaje la o construcție, dar eu o să vină cu altă glumă, să spună, păi da, construcția noastră chiar de 2 etaje sunt. Nu construiți nimic, îi mințiți pe oameni, doar îi mințiți. Mai au câteva luni de zile și trag din răsputeri să mai prindă unii și alții postul acela de deputat. Nu mai vreau să văd scandalul acela prin Marea Casa Poporului. Palatul Parlamentului. Nu mai vreau să văd acele scandaluri. Unul mușcă pe altul de ureche, unul rupe ștrampii la altul.
S-au bătut cu poșeta, domnul Ionuț. Nici bătăușii de pe vremuri nu mai sunt. Acum își dau cu geanta în cap. Deci nu este normal așa ceva. Bătaia a devenit ceva elitist, domnule. Păi ăla nu mai poate să spună că a fost bătut, că ăla zice că l-a pupat pe gât. Unul zice că a fost mușcat de urechi. Păi, l-ai mușcat că ți-a plăcut de el sau l-ai mușcat că ai fost supărat pe el? Se împing, v-am spus, nu se mai pot împinge foarte tare că își rup șrampii. A plecat bărbăția dintre noi și au ajuns să bată cu poșetele. Văd diferite firme pe gentuțele lor, bine că nu le-au pelea legate la gât cu borseta aceea în față. Aia ar trebui să mai vedem, dar au gentuțe puțin mai mari de piele și cu gentuța aia își dă în cap. Îl bate la mare pe la micu. Ar trebui să organizeze gale pentru ei. Mai intrați în ring, să vă vedem acolo ce faceți. Nu aveți voie să vă mușcați și să vă împingeți. Nici să vă zgâriați. Glumesc. Nu prin asta arătăm că suntem bărbați. Nu prin asta ne arată că sunt oameni politici. Nu m-am priceput niciodată la politică și habar nu am ce e politica pe care o fac unii. Dacă ei cred că asta este politică și dacă ei cred că așa trebuie să arătăm tinerilor care sunt în școli acum și privesc și ei la televizor, că așa trebuie să facem pe viitor, este o mare rușine pentru România. Pentru România, pentru poporul român. Suntem popor de oameni drepți. Suntem popor de oameni cinstiți. În niciun caz ce vedem, păi ajunge ăla care are bani să plătească pe Neica, care mergea pe la Jiu să caute plastice și hârtii și mai era și cu un membru PNL în mașină. Neica, că nu poți să-i spun altfel. Păi nu ți-e rușine și după aia vii cu un aparat de registrat în piept, intri în primărie de zici că ești Dumnezeu pe pământ. Să vă spun ceva. Nu am niciun respect față de oameni de genul ăsta. Nu am cum să-i respect. Îl respect foarte mult pe Dumnezeu și țin la Dumnezeu că m-a ajutat. Și ne ajută. Dar răutăcioși de genul ăsta nu au ce căuta printre oameni. Cred că într-o bună zi o să oprească acest mecanism. Nu poți să mergi la infinit cu prostii de genul ăsta. Nu ai, domnul Ionuț, cum să mergi. Nu poți să te transformi în victimă că îl faci pe un angajat al primăriei Drăguțești luptător ca unul. Ce ca unul, domnule? Nici măcar nu știi ce sport a făcut omul ăla. Omul a făcut rugby la Arad. Cum să spui bătăușul de la Drăguțești? Ultimul om pe care l-am bătut, nu mai țin minte care e. Și pe ăla l-am bătut în ring. De ce să spui să vorbești urât de un om care a făcut sport și să nu vorbim de un om care a schimbat un pachetel în mașină? Pachetel. Poate o să ne spună într-o bună zi, dar eu cred că nu era pachetel, că era un sul mai mare și cred că în parte calendare din astea ortodoxe, că au apărut multe sărbători și le dă pentru diversi. Eu cred că calendar a fost acolo. Dar haide să trecem și la lucruri serioase, chiar dacă făceam și am făcut o mică paranteză. Vreau să spun că se lucrează în comună, se asfaltează în satul Nou Iași, se lucrează la canalizare. În câteva zile vom începe și lucrările la gaze și le spun oamenilor să stea liniștiți. Să nu mai plece urechea la vorbe. Acei harnici care au încercat să facă o punte peste Jiu și au stat vreo 10 ani pe la tribunal. Dar vă spun ceva, o să a luat-o apa. Chiar a luat-o și s-au strâmbat și picioarele. Da. Dar o să pun o tăbliță acolo că peste 100 de ani va fi monument. Monument istoric. Și să spun, s-a construit în anul cu tare, în anul 2012, a fost abandonată că au pus mâna puțin pe bani. Cum era aia? Podul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat. Aproape domnul Ionuț, că dacă vine și eu să supără mai tare, cred că nu avem pe ce pune tabla. Și să vadă și copiii noștri și să-și aducă aminte ca personaje de genul ăsta să nu mai calce niciodată prin comuna noastră. De fapt, ei nu calcă prin comună, că ei dorm în Târgu Jiu și din când în când mai vine pe la o terasă să intoxice oameni. Îi intoxică, nu fac altceva. Cu diverse prostii. Domnul Ionuț, vreau să vă spun că ajunseseră vieții oameni să asculte toate felul de bazacurii până când au auzit, vedeți că primarul și-a tăiat stomacul. Am ajuns la o nuntă să vină prietenul lângă mine să spună, de ce ți-ai tăiat stomacul? Zic, bă, lăsați-mă în pace. Asta este ultima glumă pe care am auzit-o. Dacă slăbești, ești bolnav. Dacă te îngrași, ești nesimțit. Nu știu unde, cum trebuie să fii. Cum să mai luați. Da. Luăm, stimate domnul, scurtă pauză de publicitate. Ne revedem în câteva minute.
Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. No! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul Hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Folosește energia solară de la Darkon Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkon.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkon.ro. Protejează viitorul. Darkon Group. Energie fără compromisuri. Atenție Târgu Jiu! Tehnova s-a mutat. Strada 23 August, numărul 107 la intrarea către Remat. Te așteptăm la noul sediu cu peste 500 de metri pătrați de echipamente pentru instalații termice. Tot ceea ce ai nevoie pentru instalația de încălzire, ventilație și climatizare. În plus, ai gratuit consultanță tehnică de specialitate și transport direct pe șantier. Depozit Tehnova Târgu Jiu, strada 23 August, numărul 107 la intrarea către Remat. Vă așteptăm! Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță Orientare și Selecție de la Olimp din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe și cele mai diversificate specializări, cu o foarte mare flexibilitate de studiu pentru anul universitar 2024-2025. Vino și tu și studiază la o universitate de prestigiu internațional. Olimp vă invită să vă înscrieți la una dintre facultățile Științe Sociale și ale Educației, cu specializările aferente durata studiilor 3 ani, drept cu durata de studii 4 ani, Științe Economice cu specializările aferente, durată de studii 3 ani, Facultatea de Informatică, Inginerie și Design cu o durată de 3 ani și Biomedicină cu specializarea Servicii Publice Estetologice, Servicii de Înfrumusețare cu o durată de 3 ani. Te așteptăm la Centrul Olimp din Calea Eroilor, numărul 6, Târgu Jiu. Relații la telefoanele 0253 211 027, 0734 517 000 și 0757 517 000.
Am revenit, doamnelor, domnilor, cu a doua parte a unei emisiuni în care avem plăcerea de a discuta cu primarul comunei de Găcești, domnul Dumitru Ion Popescu. Stimate domn, Târgu Jiu și Gorjul, în ultimele două săptămâni și jumătate, hai poate chiar trei cu indulgență, e așa convulsionat de niște evenimente și de niște lucruri sensibile, anume dramele, pentru că sunt niște drame ale unor ființe fără cuvânt, ale unor animale fără stăpân, care până la urmă nu știu câtă vină au. Știm că sunteți un iubitor și chiar un iubitor, nu de așa declarat. Eu nu vă pot spune presă. Câine, că îi știți. Îi știu. Dar, și mici și mari. De când sunt copil am iubit câinele, câinii și caii. Nu pot să spun că pe ultimul loc au fost oamenii. Vreau să spun că pe primul loc sunt oamenii. Mă scuzați, îmi transmite un prieten comun să fiu mai serios în timpul emisiunii. Cred că am râs prea mult în prima parte, sau nu știu de ce. Poate am zâmbit. Nu, că mie zice să fiu mai serios. Poate am zâmbit dumneavoastră. Dar eu vreau să spun un singur lucru. În primul rând pun omul pe primul loc la dragoste. Țin foarte mult la oameni. La tot ce este om. Nu mai contează cum el. Nici eu nu sunt perfect ca om și nici nu cer perfecțiunea la alții. Dar este mare păcat ca unii să se îmbogățească de pe urma animalelor, să se prefacă că iubesc câinii, că să știți, eu la Iași, la Drăguțești, în satul Iași Nou, chiar am câteva iubitoare de animale. Chiar am câteva doamne care iubesc animalele cu drag. Le-am simțit. Sunt prieteni, am copilărit cu ele, cu aceste doamne, care chiar iubesc câinii. Dar, din păcate, punem viața oamenilor și copiilor și bătrânilor, în primul rând, le punem în pericol. Un animal fără stăpân este un animal singur. Corect. Ei întotdeauna se grupează. Eu știu foarte multe lucruri despre câini. Sunt pasionat de aceste animale și la mine numai că nu vorbește câinele. Dar în rest știe toate comentariile de pe pământ, face absolut orice. Respectă familia. Dar să știți, acești câini care se înhăituiți și bătuți de la o poartă la alta, acești câini care sunt abandonați pe străzi, gândiți-vă când le e foame, atac. Și omul, dacă ar fi dus și forțat în stadiul acela de înfometare, cum povestea un prieten foarte bun care a decedat, a fost pe front și spunea că unii mâncau carne de om de foame. Da, se poate ajunge. Deci gândiți-vă că și acel animal care a dus din sălbăticie și domesticii de oameni ajunge să sară cu gura pe oameni și pe copii și am văzut că au fost numeroase atacuri. Dar trebuie să-i luăm în seamă și pe acei oameni care numără milioanele la sfârșit de lună, care se prefac că îi iubesc, dar de fapt când numără câinii, numără banii. Nu cred că este o protecție a animalelor suficient de mare. Nu cred acest lucru. Să nu se supere cei care se ocupă de acest fenomen. E un fenomen. Scăpat de sub control. Câinii din județul nostru sunt turiști. Asul la Drăguțești 10, mâine pleacă de la Drăguțești, se duc în altă comună. Cum e posibil ca un câine cu crotal aceea pe ureche, cu semnul, da, cipul aceea pe ureche vizibil, eu zic că ăla se pune într-un padoc, să ajungă pe străzile din comuna Drăguțești. Și să nu trebuie unul, bă, unde a plecat? I-a dat permisie, domnule, ca și ăla și întreba. 3 zile plecat. Domnul de la padoc, i-a dat permisie la câine. A plecat în oraș, în parc, unde s-a dus câinele. Dar vedeți că au trecut cele 3 zile și nu s-a mai întors înapoi. Pleca la fil. Rușine să le fie. Și haide să ne uităm și cine e în spatele celor care se prefac că iubesc câinii. Haide să ne uităm și câți bani se bagă pe acest topogan al dragostei. Și se consumă. Și uitați-vă că dacă e să apară televiziunea și leagă tăblițe de gât, omorâți-ne pe noi și nu câinii, stăm noi nemâncați, stați pe dracu. Sunteți foarte bogați, stau bieții câini chinuiți. Spunea că e legea aceea că dacă nu vine cineva să-l adopte sau să-l ia acasă, 14 zile, spune, trebuie eutanasiat. Trebuie. Haide să-i omorâm pe toți, nu? Să nu mai iubim nimic. Să omorâm tot ce e pe lângă noi. Important e să facem intrările și ieșirile, că alea sunt cele mai bune. Să numărăm animalele. Chiar vedeam un domn ziarist care chiar spunea să nu ne fie milă de acei oameni care
au făcut în penii. Mie nu mi-e milă de omul care face prostii. Nu-ți bate joc de suflete, de animale. Ar fi bine să învățăm ceva de la câini. Nu știu să vorbească, dar știu să ceară de mâncare. Ăsta este cel mai important lucru. Învățați să aveți sufletul lor. Învățați să fiți atașați de om cum sunt câinii. Și câtă recunoștință au, domnul Ionuț. Am avut o cumpănă în viață, vă pot spune, vă relatez într-un minut, nu mai mult. La 30 de ani. Am avut un câine lângă mine care m-a ajutat foarte mult. Mult. Nu pleca de lângă mine niciodată. M-a ajutat să plec chiar în picioare. M-a ajutat să văd altfel lumea. Cum să nu iubești aceste animale? Cum să nu stai cu ele? Cum îți permiți să te duci să-l omori? Cine îți dă dreptul să iei viața unuia? Să știți că nu am nimic cu acei oameni care sunt vânători sportivi, dar n-aș putea niciodată să fiu vânător. Să omorâți un animal? Nu pot să fiu vânător. Înțeleg, este un câine care se chinuie, este foarte bolnav. Să iei suferința e ceva. Dar să te uiți la el și să-l omori de dragul artei? Sau nu știu de ce se face lucrul ăsta. Sunt diferite ONG-uri în afară care trimit foarte mulți bani în România pentru aceste animale. Păi dacă facem calculul la banii care au intrat, nu trebuia să mai fie niciun câine pe străzi. Avem câini și prin sate. Dar sunt câinii oamenilor, să știți că am făcut diferite campanii, am fost cu henghierii, să mă ierte henghierii, poate am pronunțat, cu acei oameni care ia câinii, se ocupă cu asta. Și oamenii și-au băgat câinii în curte. Ați avut numeroase campanii de sterilizare? Am avut și campanii de sterilizare, unde chiar au venit foarte mulți oameni și au sterilizat câinii. Nu este un fenomen scăpat de sub control să spunem că suntem depășiți. Dar în momentul de față să știți că este un lucru prioritar. Nu sunt de acord niciodată să nu spună nimeni, să nu vină, îi rog din suflet, să nu vină să-mi spună haide să-i omorâm. Nu accept lucrul ăsta. Veniți exact la unul care iubește animalele foarte mult. Nu accept asta. Nu accept să se lovească un animal. Nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Din contră, dacă văd pe cineva care lovi un animal, a suna imediat la poliție. Nu este permis acest lucru. Transformați-vă în locul lui și uitați-vă în ochii lor când îi loviți. Uitați-vă în ochii acelor animale. Deci nu este normal, domnule, nu știu ce se petrece. Eu știu că unii fac calcule pe hârtie și când trag acolo linia aceea jos, încep să zâmbească. Dar vedeți că mai sunt unii oameni care sunt cu ochii pe ei. Nu poți să faci doar adunări. Mai faceți și scăderi. Să știți că îi aud urlând în diferite padocuri. Aude foarte multe ori iubitoare de câini. Nu știu, să luăm pe ăla, să nu-l luăm, să avem grijă de el. Știu diverse povești. Știu diverse povești. Ar trebui să ne mobilizăm toți ca oameni. Zicea cineva, nu-i mai hrăniți. Poți să treci să nu-i dai. Poți să treci să te uiți că se uită în ochii tăi, tu mănânci ceva și să nu-i dai. Copilul meu la 4 ani de zile mânca dintr-un colț de pâine, rupea el o gură și o gură o dădea la câine. Da, era câinele lui. Era câinele casei. Curte. Și m-am gândit dacă copilul meu consideră câinele din curte ca membru al familiei, cum am putea să vedem animalele astea? Ne bucurăm când ne apără. Sunt câini care salvează vieți. Să ne mutăm la acei câini de la Salvamont. Acei câini care caută prin zăpadă. Sunt câini care păzesc turme de oi. Sunt câini care merg și caută prin diferite genți să-i oprească pe acei traficanți. Sunt buni câinii sau nu sunt buni? Sunt bune animalele la casa omului sau nu sunt bune? Este adevărat că a scăpat totul de sub control, tot din cauza noastră ca oameni. Era pe vremuri un obicei. Făta cățeaua, luai 5 căței și aruncai în marginea drumului. E mai simplu. Sterilizați animalele și nu o să mai se mulțească. O cățea fată de 2 ori pe an. Face între 6 și 10 cățeluși, unele chiar 12. Gândiți-vă că după 6-7 luni de zile, din cuibul ăla, mai apar câteva cățelușe care la rândul lor fată se împerechează. Acolo trebuie să oprim totul. Să sterilizăm, nu să omorâm. Și nu suntem atât de răutăcioși, nu trăiește foarte mult un câine. Dacă luăm un câine acasă și să știți că chiar am luat și am câini adoptați, îmi pare rău de ei. Îmi pare rău că numai în locul lor să nu fi.
și un colț de pâine, oricum rămân la români, rămâne mâncare. Rămâne mâncare care merită să o dai undeva. Și i-aș ruga și pe cei oameni care au restaurante. Nu mai aruncați mâncare la gunoi. Să o ducă la padocuri, domnule, nu se întâmplă nimic. Ar arăta animalele mult mai bine. Mănâncă toate felurile de tâmpenii, mănâncă sau nu mănâncă, habar nu am. Dar să știți că după o nuntă se aruncă 100 de kilograme de mâncare. Și asta e adevărat. E păcat. E păcat. Văd amărâția de copii care au venit de prin țările alea săraci. E rău de ei. E rău de ei, ascultați-mă. Au venit într-o țară cu o mare speranță. Mă bucur că cred în România și au speranțe de mai bine în țara noastră. Este pentru prima dată în viață când văd că un om se bucură de România. Noi nu apreciem țărișoara noastră atât de mult pe cum o apreciază copiii care au venit din afară. Din Sri Lanka am văzut. Din, nu mai știu, Nepal, nu știu toate, ce țări. Toate țările slab dezvoltate, toate țările cu economie la asta pământ. Asta vreau să spun, domnule Ionuț. Suntem săraci sau nu suntem? Suntem amărâți sau nu suntem? Am impresia că ne-am îmbolnăvit de boala aceea nu am și nu e bine. Uitați-vă de fapt la copiii ăștia care sunt ospătari sau fac diverse munci. De ce se mulțumesc pe banii aceia puțini, care ni se par nouă puțini? De ce au venit în România? Au venit într-o țară bogată, că e așa o văd. Asta trebuie să facem noi. Să ne iubim România, să nu mai denigrăm, să nu mai vorbim urât de țara noastră. Atâta timp când ne vin, nu i-am adus cu forță aici. Au venit pentru un trai mai bun. Au venit pentru un trai mai bun. Și muncesc. Muncesc. Citeam într-o carte, se spunea și se vorbea de boala regelui. Acea boală unde copilul așteaptă să îi se dea totul. Acea boală unde copilul începe să întinde mâna fără să mai gândească de unde vin banii. Acei copii care nu muncesc se îmbolnăvesc de această boală. Dar pentru fiecare copil în parte trebuie să afle, să știe că părinții nu sunt nemuritori. Trebuie să ne mobilizăm tinerii, trebuie să ne mobilizăm copiii, să-i învățăm să muncească. Trebuie să ne întoarcem la acele ateliere școlare. Chiar dacă tehnologia a avansat foarte mult, nu cred că este cineva pe acasă care bate cuie cu mouse-ul. Nu cred că este cineva acasă care folosește laptopul ca să înfileteze un șurub. Trebuie să-i învățăm pe copii și meserie. Nu putem să construim, nu putem să clădim o țară fără meseriași. Nu cred că toți copiii trebuie să rămână cu ochii în calculator. E nevoie și de acești tineri, dar o parte din copiii noștri trebuie mobilizați și învățați meserie. Este în primul rând prioritar. Am abandonat școlile, erau acele ateliere unde învățam toate sculele. Sunt copii la ora actuală care nu știu nici ce era patent și nici ce era șurubeniță. Sunt copii care nu știu acest lucru. Gândiți-vă că într-o perioadă a vieții se căsătoresc și ajung la casa lor. Cum naiba se descurcă? Cum, ce fac? Pun mâna pe telefon, sună pe mami și pe tati. Trebuie să învățăm pe copii lucrurile elementare. Ăsta este lucru cel mai prioritar în țara noastră. Nu altceva. Avem țară bogată, avem țară frumoasă. Suntem bogați, suntem frumoși, suntem sănătoși. Doar trebuie să promovăm ce avem. Sunt atâția oameni și tot văd de ani de zile, domnul Ionuț, vorbesc de brâncuși în campanie. A trecut campania, nu mai vorbim de brâncuși. Se uită. Ia vorbiți, domnule, în continuu de brâncuși. Ia vorbiți, domnule, de toate operele de artă și nu mai călcați iarba de pe lângă coloana infinitului cum vreți. Faceți manifestații și veniți să băteți din palme pe acolo, să distrugem tot ce e frumos în orașul ăsta. Și apoi vinovat este primarul. Când plouă și este vremea rea, este primarul. Când de vină. Când e primarul. Orice s-ar întâmpla, este primarul. Dar știți mai bine că dar nu este normal. Eu vă spun ceva. În satul Dâmbova s-a dărâmat o stație de autobuz, au rupt-o cu pumni și cu picioarele. Știu cine a rupt-o. Îi aștept să o facă. În satul Urechești, unul care este consilier și a fost și primar, împreună cu un amic al lui, tovarăș de pahar, au tras de lacra de la gard, lacra școlii, și au rupt-o. Îl rog pe acel fost să se ducă să o prindă la loc. Nu sunt omul care anunț poliția.
Du-te, domnule, și pune lacra la loc. Ai rupt-o exact în ziua alegerilor. Distruge. De nervi, poate. Păi nu știu dacă mai are nervi, că are o vârstă. El nu mai are nervi. Cred că s-a ținut de gard, că era rău. Are nervi atrofiați. Nervii lui s-au dus. Distrugem tot ce avem frumos. Distrugem lucrurile frumoase făcute de oameni și din banii oamenilor. Aruncă bănci. Am pus pe o coastă, unde m-a rugat bătrânii să le pun o masă și câteva bănci. După o zi, după ce a văzut că am pus masa și băncile acolo, le-au aruncat prin pădure, nu le-am mai găsit. Mi-a spus cineva de unde să le iau. În satul Dâmbova am pus masă cu bănci. A doua seară le-au furat. M-am dus și am pus altele. Cu asta ne luptăm. Ce este bucuria și mintea bolnavă a unor oameni să distrugi ce face un om? Masă de tenis, au luat un bolovan mare și au spart masa de tenis a copiilor. Au rupt leagăne. Sunt oameni care merg să distrugă. Ea și întreba în felul următor. Așa ați fost crescuți în casă la voi? Mobila este ruptă? Parfumile sunt sparte? Eu zic că ăștia sunt trecuți la delicvenți. Vreau să vorbim de lucrurile frumoase și chiar ne apropiem de o mare întâlnire a PSD-ului. Domnule, eu nu sunt chemat la București și mă duc cu mare drag. Fac parte dintr-o echipă și întotdeauna am spus, fac parte dintr-o echipă a unui partid foarte mare și un partid care nu m-a dezamăgit. Nu m-a dezamăgit și vă spun ce este, dacă m-ar dezamăgi, aș veni și vă spune. Sunt dezamăgit și supărat. Dar nu. Sunt fericit că au putut să facă ceva pentru noi. Nu neapărat pentru Comuna Drăguțești. Dacă mergem în toate comunele din județul Gorj, vedem că se lucrează. Să se termină atât cu glumele, să spună PSD-ul este rău, PSD-ul n-a făcut nimic, de ani de zile trăim în minciună. Acei oameni care văd că se construiește și spun că nu se construiește, exact ei sunt mincinoși. Acei oameni care au fost la PSD și au fugit din PSD să ajungă mari președinți de partide și acolo au avut un eșec. Întotdeauna PSD-ul a fost lângă oameni. S-au mărit pensiile și spunea cineva, când ajunge PSD-ul la putere, sunt acele demonstrații pentru mărire de salarii. Întotdeauna s-au dat bani la oameni. Întotdeauna s-au dat bani la pensii. Și aș întreba pe unii, ce rău v-a făcut PSD-ul? De ce încercați să spuneți acele lucruri mincinoase? De ce nu scoateți lucrurile frumoase în evidență? De ce să nu vorbim despre ce se face în România și ce s-a făcut în România? Exact ce spuneați dumneavoastră, domnul Ionuț. Dacă se lucra ca în ultimii ani, pe fiecare an de la Revoluție, da, România arăta altfel. Infrastructură, multe. Dar chiar suntem orbi? Chiar suntem orbi și nu vedem numai că se lucrează? Când se face, de ce se face așa? Când nu se face, nu se face. Cum am dat-o tot nemulțumit? Domnul Ionuț, sunt doar 2-3 nemulțumiți. Credeți că eu nu am nemulțumiți din ea 2-3? La ei și dacă vine apa, e apă bună, de ce are presiune? Dacă are presiune, mai face ceva bule. E rea presiunea? Dacă bate vântul, de ce bate vântul din stânga și nu bate din dreapta? Dar din păcate, ei sunt ăia care fac cele mai mari nereguli. Și era un proverb pe vremuri. Și chiar îmi plac acele proverbe românești. Întotdeauna hoțul a strigat hoții. Hoțul a strigat hoții. Acei oameni sunt foarte neserioși. Nu au adepți. Nu au oameni pe care să-i mai asculte. Nu au. Dar, din când în când, mai ies la suprafață și încearcă să-și arate colții. Dar, de fapt, colții lor s-au tocat. Și au ros unghiile și unghiile au fost mai tari decât dinții. Și au rămas fără colți. Revenim puțin la evenimentul de pe 24, dacă am văzut bine, în postarea domnului Ciolacu, pentru că în urmă cu aproape 3 ore, dumnealui are o postare publică și spune așa: astăzi am decis să candidez pentru funcția de președinte al României.
a anunțat public astăzi. Bine, probabil se cam aștepta oamenii. Le voi cere colegii mei la Congresul PSD din 24 august să mă ofere prin votul lor onoarea de a lupta pentru toți cei care în ultimii 20 de ani nu s-au simțit reprezentați, nu s-au simțit auziți și care și-au pierdut speranța într-un președinte al tuturor care se bată pentru drepturile întregii societăți. Vreau să le asigur românilor un viitor în care să existe speranța unei vieți mai bune, în bunăstare și pace. Mai spune ceva dumnealui. Cert este, asta reținem o dată, iată, și-a anunțat public astăzi intenția pentru Congres de a cere votul de a candida ca președinte al României. Și doi la mână, am văzut în presa locală, chiar colegii mei de la, din trustul nostru au realizat astăzi un material. Domnul Mihai Weber va candida pentru funcția de vicepreședinte PSD la nivel național. Doamne ajută! Iată, două știri. Doamne ajută! Și vă spun ceva. Mi-aș dori să fie toți ca acest om, ca domn președinte Weber. Mi-aș dori. Știe să-și respecte cuvântul. Învățați de la el, nu e o rușine să învățați de la un om ce înseamnă cuvântul. Nu am auzit un om să spună, hai, lasă-mă că e un mincinos. N-am auzit. Nu știu din ce material este făcut, dar vă spun ceva. Își păstrează cuvântul. Și pentru mine, oamenii care își păstrează cuvântul, înseamnă foarte mult. Vă spun că am avut marea bucurie să îl cunosc pe președintele nostru. Am fost aproape de dânsul și chiar am schimbat și câteva cuvinte. Merită să fie președinte și vom fi alături. Am văzut un reporter că a luat o doamnă profesoară pensionară și mă întreba, merită să fie președinte? Da, ați întrebat-o pe doamna de la ce partid e? Că eu am simțit ceva, că era puțin liberală. Și e normal că dacă întrebi un liberal, dacă merită unul de la PSD să fie președinte, nu o să fie nebun să spună că merită. Probabil că nu merită. Și doamna aia, păi ăla președinte, hai să terminăm cu glumele. A preluat PSD-ul când PSD-ul era pe butuci. Când nu-i mai dădea nimeni o șansă PSD-ului. A schimbat toată fața PSD-ului, a adus o echipă tânără și frumoasă. A adus oameni de calitate. S-a schimbat ceva în PSD-ul. Să nu uităm acele vremuri când toți strigau M-PSD. Da. Strigau. Plăcuța suedeză, cum era da, în modă. Da, s-au folosit. Acei oameni care strigau că după prima săptămână de la alegeri vom schimba, vom drege. Unde sunteți, fraților? Unde sunteți, vă fraților? Vă spunem, Parlamentul European. Da. Unii. Au ajuns bine. Oh, foarte bine. Uite că au schimbat. Și au preluat al doilea mandat. Și mai vin ăștia cu apartamentele acum. După prima săptămână, după alegeri, facem apartamente. Faceți pe dracu. Pe românește, să mă iertați că am spus. Domnule primar, în bogata dumneavoastră viață, la un moment dat ați interacționat și cu acest domeniu, al, să spunem, al construcțiilor. Da. Știți foarte bine că este imposibil fizic să poți construi și să poți vinde cu 35.000 de euro un apartament cu două camere în România lui 2024. Păi depinde de ce este făcut, domnule Ionuț. Dacă e făcut din trestie sau din paie, că acum oamenii nu mai au animale, au rămas paiele pe câmp. Și le facem bordeie și scriem pe ele apartamente. Atunci la 35.000 de euro. Se poate. La 35.000 de euro. Au românii noștri bani pentru minciunile voastre? Bine că nu-i pun pe oameni să bage banii de acum în cont. Că asta ar fi cea mai tare lovitură. S-ar apropia de Caritas. Unul care a fost la un partid, lua bani de pe oameni din comună, chiar am sesizat și poliția, am spus șefului de post la vremea respectivă, că domnul respectiv lua câte 1 milion la oameni ca să se înscrie într-un partid. Nu îi mai dau numele partidului. Omul acum este la un alt partid. Și spune, ce ai făcut, te-ai sucit? Și le mai și spunea oamenilor, acum este la USR. Și zic, păi ce ai făcut, te-ai înscris pe oamenii în partid, le-ai luat banii și după toată treaba asta ai plecat la un alt partid. Păi de-aia am învățat să facă bani. Că la rândul lui el a putea să ia și el bani de la altul. Păi ce faceți, mă, Morișcă? În ce transformați partidele politice? Este rușinos, domnule Ionuț. După luna decembrie se termină toată povestea. Din luna ianuarie vreau să-i văd cam ce ne spun și pe unde sunt. Dar vă spun ceva. Unii o să-și ocupe scaunele că i-au pus pe unii să muncească și să-i păcălească pe oameni și ce bă, a reușit. Să nu credeți că minciuna asta nu este pregătită de cineva. Oh, da. Să nu credeți că nu sunt oameni care chiar cred că s-ar putea face acele apartamente. Păi vă dați seama ce bine sună? Vă dați seama ce bine sună? Pentru un copil care la ora actuală stă cu părinții? Vă dați seama ce bine sună
pentru unii care stau săraci într-o garsonieră, se gândesc, păi dăm naiba garsoniera care e 35.000 de euro acum și ne luăm apartament. Nu? Păi dați seama ce concurență va fi pe piață. Aia care vând apartamente acum o să lase prețul jos. Că vin aia la de pe partea... La 36 măcar, ca să fie cât de cât. Dar care sunt constructorii și de unde vin toate materialele astea? Bine că n-au spus-o pe aia. Vedeți că luăm de la bogați să și de la săraci. Și aia prinde. Și aia prinde. Ascultați la mine, că-s mult supărați pe viață. Domnul Ionuț, eu aș întreba, care este bogatul? Ăla care a stat toată viața la cârciumă și s-a cinstit, a glumit, a trăit bine, sau ăla care n-a dormit zi și noapte ca să facă ceva? Sunt oameni și mă aflu printre ei care n-a fost de ani de zile într-o vacanță. Mi-e și frică să mai plec. Mi-e frică să mai plec. Nu mai știu cum i-am și uitat. Și dacă faci ceva acasă, dacă spui o cărămidă undeva, zice, ia uitați-vă, și-a pus cărămida. De ce și-a pus cărămida? De unde a avut bani să-și pună cărămida? Sute de oameni, mii de oameni care fac acest lucru. Fac sacrificii pentru viață, pentru familie. Pentru familie merită să faci totdeauna sacrificiile. Absolut de acord cu dumneavoastră, pentru familie merită să facem aproape orice pe lumea asta. Suntem la final de emisiune, stimate domn, zboară timpul, mai erau multe de vorbit, dar vreau ca la următoarea emisiune să începem cu politică și să-mi spuneți atunci, în debutul viitoarei noastre întâlniri, dacă, de exemplu, la Drăguțeș funcționează coaliția de guvernare, că la nivel central, cu Suișuri, cu Gropișuri, mai merge. La nivel de Gurj, nu. Am pe cineva care tot se juca cu apa și uleiul. Uh-huh. Nu merge. Ce coaliție, ce prietenii. La Drăguțeș, dacă îi adunăm pe toți consilieri cu tot ce e acolo, tot se rude. Acum îl văd pe unul care îl înjura pe altul, că au candidat amândoi. Uh-huh. Ăla-i dușman, s-au înregistrat, s-au părât. Și acum, iubirea maximă. Stau la masă, râd, se țin de gât. A trecut campania. Eu nu sunt genul de om. Nu sunt genul de om. Mie mi se pare puțin, sună prostituție. Vă promit că ducem mai departe firul discuției, însă nu astăzi, stimate domn. Mi-e de mulțumit pentru prezență, putere de muncă. Eu vă mulțumesc, le mulțumesc oamenilor din comună pentru liniștea care au creat-o, pentru comuna noastră care, vreau să spun că s-a dezvoltat. Să aibă încredere în proiecte, nu le mai poate opri nimeni. Popescu le-a dat drumul la proiecte și aceste proiecte nu vor mai fi oprite de nimeni. De absolut nimeni. Banii sunt în conturi, proiectele sunt în curs de derulare, se muncește la canalizare, se va începe lucrările la gaze, căminul cultural aproape este gata, dispensarul de peste stradă și el. Lucrăm la acea platformă betonată de peste Jiu pentru selectarea gunoiului menajer, nimic altceva. Asta contează cel mai mult pentru noi. Comuna se dezvoltă, oamenii se mută în comuna Drăguțești și le mulțumesc pentru încrederea acordată. Ce e mai important pe pământul ăsta? Să vezi că tineri vin și cumpără pământ și construiesc în comuna noastră. Ce este mai important? Să vezi că de la un euro cât era metru pătrat s-a ajuns la 35 de euro metru pătrat. Asta înseamnă că comuna s-a ridicat. S-au îmbogățit oamenii, așa mi-a spus un prieten. Știi că ne-a îmbogățit și nu știam cu ce. Mă anunță colegii că trebuie să punem punct. Vă mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o seară cât mai plăcută. La revedere!